fotbalul nu se uită niciodată și leagă prietenii pe viață. Pe ei Steaua i-a unit, Petre Marin, Sorin Ghionea și Sorin Paraschiv. Foști capitani în Ghencea cu peste 130 de meciuri, jucate fiecare în tricoul roș-albastru, UE fantastice ai sezonului 2005-2006 și toți datori fotbalului care le-a oferit totul. Tocmai de aceea, cu ghetele puse în cui poate prea devreme și cu tolba plină de amintiri, cei trei au decis să ofere la rândul lor măcar o parte din ceea ce au primit. Ar vrea să uite doar coșmarul unei nopți de aprilie pe Riverside, în care Middlesbrough și Macarone le-au interzis finala Cupei UEFA, dar e imposibil. Chiar și așa, povestea lor a continuat, iar astăzi sunt înconjurați de cei care vor să le calce pe urme. Petre și Ghionea și-au propus să descopere tinerele talente cu ajutorul școlii de fotbal New Stars, în timp ce Paraschiv completează cu rolul de impresar pentru cei care promit cu adevărat. Iar în timpul liber, unde altundeva ai poți găsi pe cei trei decât pe terenul de fotbal, într-o echipă din care mai fac parte colegi de generație și buni prieteni, precum Cernea, Liță, Dică sau Neaga. Fotbalul nu se uită, am văzut. Da. Nu se uită, este important că ne strângem cu toții o dată pe săptămână să jucăm. De această dată jucăm mini-fotbal, este foarte greu la mini-fotbal, la fotbal în 5+1. Trebuie să alergi foarte mult, este alt ritm. Schimbările se fac la 3-4 minute, că nu poți propriu-zis, dacă joci 3-4 minute la maxim, nu reziști în teren. Ne-am strâns cu toții aici o dată pe săptămână la acest campionat puternic al Bucureștiului, unde sunt fotbaliști profesioniști de mini fotbal care primesc salarii și care se antrenează. Din păcate, noi nu prea ne mai antrenăm și suntem situația așa, în primele 4 clasate. Suntem cu toții, am ținut legătura cu toții, suntem împreună aici la campionatul de minifotbal, Dică, Rică, Ghionea, Petre, eu, suntem propriu-zis în fiecare săptămână, venim, ne întâlnim după meciuri, stăm aici la bază, la Ghionea și la Petre, ne uităm la meciuri. Parcă a trecut timpul prea repede, acum vorbeam că ne-am lăsat parcă prea devreme, mai vedem jucători la 34-35 de ani că încă evoluează în campionatul României, o fac bine, precum Cernat, uitați-vă, la 34 de ani deja se discută despre el să prindă un transfer mult mai bun decât echipa unde este acum. Dar asta este, fiecare am luat-o pe drumul lui, avem fiecare câte un proiect, încercăm să-l respectăm și să ne ținem de el. Frumos să-ți aduci aminte de perioada petrecută la Steaua, să joci cu prietenii într-un campionat adevărat de mini-fotbal, dar stăți împreună. Cel mai important lucru ăsta este important, că facem mișcare, că ne strângem, mai stăm și la o bere după și e o competiție, este un trofeu, un joc. Noi mergem să facem mișcare și dacă reușim, cu atât mai mult pentru noi, să reușim să câștigăm acest campionat de mini-fotbal pe București, cu atât satisfacția este mai mare. Cu modul acesta de jocuri, da, de fotbal, reușiți să alungați și kilogramele în plus. Ai făcut o viață întreagă sau 15-20 de ani în mișcare, e important să faci mișcare și după ce renunți la cariera de jucător. Și cum ai zis și tu, mai și dăm puțin din burtică. Asta este viața. Efortul nu mai este același. Fotbalul nu se uită. Vorbeam și cu Para și cu Petre și v-ați înscris la acest campionat unde sunteți practic într-o competiție oficială. Jucați așa cum mai reușiți. Kilogramele nu se văd, e clar. Da, e normal. Jucăm pe un teren sintetic, un teren mai de dimensiuni mai mici, însă efortul e foarte mare. Nu mai facem față fizic pe o suprafață mai mare, dar pasiunea nu are cum să ne anime și trebuie să continuăm. Ne simțim bine, cel mai important lucru e că ne simțim bine și jucăm de plăcere în compania unor adversari care sunt foarte buni. Prietenia legată la Steaua a rămas peste ani și atât. Aveți un proiect împreună, tu cu Petre, Para, Rică, Dică, toți ați rămas așa apropiat. E normal, noi am fost o familie,
Am fost un grup plin de caractere, ceea ce se și vede, un jucător cu personalitate și jucători care gândeau în viitor, lucru care se vede acum, fiecare își urmează ideile și încearcă să pună în aplicare ceea ce a gândit și în momentul în care era în activitate ca jucător. Petre, Ghionea și Cupara au rămas la fel de meticuloși și peste ani, de aceea numerele care i-au consacrat le-au rămas lipite pe tricouri. E adevărat, tricouri care odată cu timpul și cu vârsta au devenit mult mai mulate. Ați păstrat inclusiv numerele din perioada în care jucați la Steaua? Da, clar. Ai observat lucrul acesta. Eu joc 22, Petrică e cu 18, Ghionea 24, Dică 10... Da, suntem toți, că dea seama că avem superstițiile noastre. Fiecare fotbalist cred că ar fi făcut la fel ca noi. Oriunde aș merge să joc în acest moment, meciuri amicale de Old Boys, îmi păstrez numărul, tot timpul cer numărul 22, care pentru mine a fost cu noroc atâta timp cât l-am purtat la Steaua. Am văzut că v-ați păstrat și numerele care v-au consacrat. Da, ca pot spune așa, ca și superstiție, însă pentru noi e important să ne mișcăm și să, dacă putem, să avem continuitate, așa, ghilimele de rigoare. Campioni de două ori în Ghencea, cei trei s-au bucurat împreună la finalul ambelor sezoane, 2004-2005, 2005-2006, și ar dori ca și astăzi să aibă aceleași motive de satisfacție cu o echipă chinuită de rezultate. Chiar dacă din actori au devenit doar simpli spectatori, ei simt pentru Steaua poate mai mult decât prezentul dintr-un vestiar care trepida în trecut de ambiția de a fi cei mai buni. Eu cred că Steaua mai poate lua acest titlu. Într-adevăr, nu mai sunt la mâna lor. A fost o diferență foarte mare la finalul turului. Dacă Steaua va pierde acest campionat, îl va pierde pe mâna ei. În retur, jucătorii nu au mai fost la fel de concentrați precum au făcut-o în tur. Nu putem ști ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în acest moment în vestiarul Stelei. Probabil sunt jucători nemulțumiți, că dacă nu ar fi fost așa, probabil ar fi jucat la fel cum au făcut-o în tur și și-ar fi păstrat avantajul. Ceva s-a întâmplat, un scurt circuit, eu cred că a fost la pauza între tur și retur. Este important ca ei să se trezească, chiar dacă ar putea fi prea târziu. Până la urma urmei e în joc identitatea ta sportivă, identitatea ta ca om. Și reacția trebuie să vină din partea fiecăruia pe teren, pentru că dacă cineva îmi spune că antrenorul e de vină în ceea ce s-a întâmplat în acest retur de campionat cu Steaua, eu nu sunt de acord nici măcar 1%, pentru că până la urma urmei jucătorii intră în teren, jucătorii au acea mândrie și acea satisfacție că poartă acel tricou simbolic din punctul meu de vedere și trebuie să fii mândru că îmbraci acel tricou în fața unor suporteri, chiar dacă nu sunt foarte numeroși, care te susțin și care îți aplaudă evoluțiile bune, care te ceartă, dacă pot spune așa, la evoluții mai puțin bune, dar pentru tine e important, dai totul pe teren și să ieși învingător, să fii mulțumit față de ceea ce ai făcut în acel meci. Pentru mine, ca fost jucător, și ca suporter al acestei echipe, și așa voi rămâne mereu, indiferent de circunstanțe, dezamăgire totală. Dezamăgire, dacă pot spune cu majuscule, pentru că nu știu ce s-a întâmplat, nu știu, nu doar pot să fac niște idei, dar realitatea e în vestiar, realitatea e în personalitatea fiecărui jucător din componența echipei Steaua. Și nu mai pot explica aceste lucruri. În momentul în care spui că nu știi ce s-a întâmplat și găsești întotdeauna motive, nu e un lucru benefic pentru nucleu, pentru echipă. Și până la urmă, am spus-o, mă repet și am să mă repet de fiecare dată când o să am ocazie. În momentul în care intri în teren, predomină personalitate. Identitatea ca sportiv și mândria ta de a îmbrăca acel tricou, mândria ta de a-ți domina adversarul, de a câștiga
și de a fi fericit în acea zi, seară, dimineață, când se joacă partida. Asta e cel mai important lucru. Restul, indicațiile antrenorului, ceea ce lucrezi în timpul săptămânii, e clar că încerci să le pui în practică în timpul jocului și e normal să fie așa. Dar până la urmă, cel care hotărăște și care dă tot în teren e jucător. S-au complicat rău lucrurile în acest retur. Deși multă lume credea că Steaua este campioană din pauză. Și am fost unul dintre cei care am spus după terminarea turului că Steaua va câștiga la pas acest campionat, da? Din păcate, problemele care au fost în cadrul echipei cu patronul arestat au lăsat urme și jucătorii care au plecat în iarnă. Deci, greu. Până la urmă, dacă Steaua va pierde acest titlu, va pierde doar pe mare.